ziua, stimate doamne și stimați domni, vă mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, să vă răspund la câteva întrebări și să vă spun și opinia noastră a ANCOM-ului referitor la contextul actual post-pandemic și fiind la granița unui război care ne va afecta pe toți. Cred că este foarte important, având în vedere noutatea cu care ne confruntăm, atât noi cât și țările din Uniunea Europeană, este important să cooperăm și să dialogăm toate instituțiile statului și cred că deja de 2 luni de când ne întâlnim cu acest subiect care nu este foarte fericit, ca să nu zic că este chiar periculos pentru noi. Autoritățile statului au început să colaboreze, de asemenea au început dialogul și cu societatea civilă și cu societatea de business, astfel încât noi să găsim soluții și să reacționăm cât mai rapid la riscurile noi care au apărut. Instituțiile care au informații trebuie să le șeruiască cu instituțiile care poate să implementeze anumite măsuri, astfel încât riscurile de atacuri cibernetice, de atacuri teroriste, mă refer tot în zona de cyber security, să reacționeze în timp real, împreună cu mediul de business și cu societatea civilă. Cred că asta, de fapt, este dezideratul nostru, să colaborăm, să șeruim informații, să le adunăm și să facem analize în timp real, astfel încât să minimalizăm riscurile existente. Noi suntem la dispoziție și, cum vă spuneam, cu marea majoritate a invitațiilor dumneavoastră, noi deja suntem în dialog permanent și încercăm împreună și cu operatorii din zona noastră de telecom și cu societatea civilă să găsim cele mai bune soluții, astfel încât în cazul în care va fi nevoie să modificăm acte normative, să reacționăm mai rapid, să creăm grupuri de task force, să fim chiar și deciziile noastre să fie corecte și să minimalizeze riscurile. Astfel, să vă spun din zona noastră câteva cuvinte, că am văzut pe punctaj pregătirea pentru conferința plenipotențiară a ITU. ANCOM împreună, de asemenea, cu toate instituțiile statului, Ministerul Turismului, Ministerul Culturii, Palatul Parlamentului, Camera Deputaților, Senatul, încercăm să facem toate lucrurile astfel încât să avem un eveniment de succes. Este o oportunitate pentru România, este o conferință foarte importantă care asigură în următorii 4 ani niște reglementări la nivel mondial, liniile directoare în domeniul comunicațiilor. Cred că noi ca țară trebuie să ne vindem bine, să folosim toate oportunitățile și chiar îmi doresc, și nu numai eu, toate instituțiile împreună cu Ministerul nostru de resort, cu DNSC-ul, cu Cyberintu, să arătăm ce am făcut bun până acum, ce ne dorim să îmbunătățim și, ca să zic așa, să ne vedem în octombrie la sfârșitul anului evenimentului și să ne felicităm. Asta ne dorim noi. Până acum sper ca lucrurile să pară ok. Ce să zic? Ne dorim să iasă bine. Ce să vă mai spun? Să vă spun un pic de importanța tehnologiei 5G și riscurile pentru securitate legate de acestea, care tot sunt în domeniul nostru. După cum știți, sunt discuții pentru a organiza licitația 5G. Sperăm să se facă în septembrie-octombrie. Bineînțeles, cred că toată lumea știe că nu putem să organizăm licitația fără codul comunicațiilor, care, din păcate, acum se află la Curtea Constituțională. Sper ca la începutul lui mai să se ia o decizie în acest sens și să mergem mai departe. În condițiile în care avem codul comunicațiilor, noi ca ANCOM avem nevoie de 5-6 luni să organizăm licitația în condiții de transparență și astfel încât să îndeplinim toate condițiile de oportunitate și eficiență.
astfel încât toată lumea să fie mulțumită, atât statul, cât și operatorii și cetățenii. Dacă aveți alte întrebări, suntem la dispoziția dumneavoastră și cu drag răspundem în măsura în care știm. Dacă nu știm, întrebăm. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru susținere. Așadar, organizăm conferința ITU. Dacă ne puteți da detalii despre stadiul pregătirilor, ca să o iau așa puțin în ordine. Păi, putem să vă dăm câteva detalii. Conferința va fi se va desfășura la Palatul Parlamentului. Deja colaborarea cu Centrul Internațional de Conferințe este avansată, avem toate contractele, toate sălile la dispoziție. Urmează în următoarea perioadă amenajările. Fiecare va amenaja conform atribuțiilor. Centrul Internațional de Conferințe ne va pune la dispoziție rețeaua de TV, ne va pune la dispoziție amenajările mobiliere. Sunt ok toate chestiile astea. Mai avem, trebuie să decidem referitor la sala de plenară, care este o sală mare, și vedem dacă va fi în Palatul Parlamentului sau lângă. Asta în următoarele 2-3 săptămâni se va decide acest lucru. Comunicațiile ne vor fi asigurate de STS, bineînțeles, pentru că avem niște condiții de securitate. Televiziunea română ne va sprijini cu zona de transmisii video și radio. Colaborările instituționale sunt bune, adică chiar sunt bune și fiecare actor implicat își face treaba, iar după cum știți, nu este evenimentul ANCOM, este evenimentul statului român. Este un eveniment asumat de Guvernul României, administrația prezidențială, este un eveniment foarte mare. Vor fi alegeri pentru funcțiile de conducere din cadrul ITU și noi ne dorim ca toate lucrurile, cel puțin care depind de România, să fie foarte bune. Dacă aveți întrebări mai concrete, cu drag vă răspund. Vă mulțumim și v-aș mai întreba în acest moment care considerați că sunt riscurile pentru rețelele de comunicații de la noi, dacă sunt ceva riscuri suplimentare din cauza războiului. Riscuri concrete pe rețelele de comunicații nu sunt mai multe decât erau înainte. La nivelul instituției noastre noi avem un registru în care se înregistrează toate riscurile de genul ăsta. Cred că celelalte instituții, în ceea ce privește atacurile cibernetice, vă pot răspunde mai bine. Terorism cibernetic, cyber security, aici DNSC-ul, cyber intu, vă pot oferi mult mai multe informații. Noi suntem în dialog permanent cu dânsii și în ceea ce privește zona noastră de competență, încercăm să reacționăm în timp real. Nu avem în momentele de față vulnerabilități critice pe zona de comunicații. Mă refer strict rețea. Celelalte sunt în ograda altor instituții și nu-mi permit eu să fac aprecieri.